Nu regret că l-am adus pe Băgiu în PSD, se titrează pe prima pagină. Citiți declarațiile președintelui PSD Buzău despre arestarea președintelui Consiliului Județean legate de problemele de imagine ale partidului. A fost săptămâna rușinii pentru clasa politică buzoiană și în special pentru PSD. Arestat a fost și primarul din Nehoiu, aflat șei se impută lui Florentin Lungu. Despre acuzațiile pe care ani le aduce șefei de la Direcția Apelor, citiți în pagina 4. La polul opus al spectrului social, problemele sunt altele. O familie cu un bebeluș trăiește într-o baracă fără apă și lumină, iar Nevoia și Buzăului se înghesuie la coadă pentru ajutoarele de la Uniunea Europeană. Criza locurilor de veci a condus la o situație ce frizează penalul. Citiți despre eroul fără cruce de la Eroilor și care a fost reacția autorităților. Viața Buzăului publică imagini dintr-un periplu pe străzi acoperite de apă și noroi. Dintre titluri amintim Maidanezii, stăpânii Buzăului și Pasarela ciuruită. Subtitlul Emoții pe scenă, citiți declarațiile tinerilor actori HDN, laurează la festivalul Eugen Ionescu, iar profesori renumiți ai colegiului transmit în această ediție gânduri la aniversarea HD-ului. Viața Buzăului publică articole de medicină naturistă, anunțuri imobiliare și locurile de muncă vacante.